Graba strică treaba. Odată de mult, doi tineri veseli și voinici porniră la drum. Își propuseră să urce o creastă înaltă de munte într-o singură zi. Își luară apă și merinde cu dânsii și porniră de dimineață la drum. La poalele muntelui întâlniră un bătrânel, care o luase și el încet pe cărare, cu gândul să ajungă în vârf. Cei doi râseră când îl văzură pe moșneagul, care se mișca precum un melc, și îl depășiră de grabă spunându-i că asemenea urcușuri nu mai sunt pentru dânsul și că nu va ajunge sus nici într-o săptămână. Bătrânelul le zâmbi doar și își văzu liniștit de drum. Cei doi ajunseră în vârf înainte ca soarele să apună, dar abia mai puteau respira de obosiți ce erau. Nu le mai trebuiră nici merinde, nici apă, ci se trântire doar pe iarbă și adormiră cât ai zice pește. Dar iată că tocmai pe când soarele scăpăta, bătrânelul nostru ajunse și el în vârf. Nu era prea obosit, așa că se puse să își strângă niște crengi și își încropi un mic adăpost, căci știa că are să poposească pe munte până a doua zi. Apoi își pregăti ceva de aleguri și se puse să doarmă mulțumit de sine. Peste noapte se porni o furtună năprasnică. Bătrânelul nici că se simchisi de ea, dar cei doi tineri erau acum uzilor, că deoarece adormiseră sub cerul liber, iar merindea le fusese luată de apa de ploaie și dusă la vale. Bătrânul se uită la ei, zâmbi și spuse: "Se vede că graba strică treaba." Cei doi tineri plecară capetele rușinați și pentru că nu aveau unde să adăposti peste noapte, făcură un foc și rămaseră lângă el.